Tot așa e? Da. În ce în ce mai rău. E așa, pierdut. Se uite, na, parcă ascultă el acolo, aude ce spun eu, dar nu vrea să comunice, nu știu. Lucram cu Vasile la cantina, de fapt fosta cantină de la fermă. Vezi, Doamne, renovam clădirea, de fapt noi aveam altele în cap, mergeam cu alte gânduri acolo. Prima zi ne-am făcut că muncim, bineînțeles, dar ceva era necurat acolo, nu știu, tot timpul, am simțit ceva tot timpul, parcă cineva ne urmărea, ceva era necurat acolo. Seara ne-am întors să facem combinația cu Pietrișul, că na, muncitorii de la autostradă erau plecați, noi cunoșteam și paznicii, totul era plănuit și rezolvat. Alo, da, Gigi. Nu mai cu tractorul? O să ai putut să vorbesc cu turistul. Vasile a ieșit din schemă. S-a speriat, așa că a trebuit să-l iau pe Fanny, care nu prea credea în prostii de-astea și, sincer, nici eu nu am vrut să recunosc ce am văzut. Ce-i poți voi face?
știam că e ceva acolo. N-am vrut să cred, dar uite că prostia asta l-a adus pe Fane la nebunie. Ce s-a întâmplat mai exact nu pot nici acum să-mi explic. Dar știu că ceva ne-a urmărit tot timpul. Nu era om, era ceva necurat. Am simțit asta de la început, de prima dată când am intrat în acel loc. Toate aceste lucruri m-au dus, pot să zic, într-un fel la nebunie și pe mine. Mi-e frică de întuneric acum. Tot timpul mă uit în spate, parcă ceva m-ar urmări. Bună ziua, măi. Bună ziua. V-am adus căciula asta să vă uitați un pic la ea, că am o problemă cu băiatul meu. Văd pădure, văd întuneric. Văd trei fete. Foc. Ceață. Lumina s-a luminat. Sunt trei fete. E un băiat, e băiatul dumitale. E lumină. Văd o pădure. Băiatul dumitale e blestemat. A supărat pe cineva. De asta a trecut prin hura elelor, că așa se numește hura aia, cu dansurile și în jocul elelor, care l-au blestemat pentru că el a făcut un rău la cineva. S-a speriat ei. A fost vreo animal ceva la noi, sunt mistreți, nebune și draci. Și o care s-a speriat mai mult. Bă, eu știu pe ăștia, pe fanii ăsta. Sunt niște nebuni de când îi știu, niște nenorociți. Și acolo la casa am auzit că s-a întâmplat atâtea. Și o mai și merită. Că l-a adus blestemele, ce-ți vrea, dacă n-a fost cu minte? Casa la fermă acolo a fost întotdeauna blestemată. Deci știu de la bunicii mei că acolo nu s-a apropiat nimeni. Din cauza a ajuns în paragină casa. În cantina de la fermă, Vlăsia, în urmă cu mulți ani, moldovenii care lucrau pământul pe vremea aceea au omorât, se pare, trei bucătărese, iar după aceea s-au întâmplat tot felul de nenorociri. Numai lucruri ciudate s-au întâmplat în cantina și datorită acestui motiv a și închis. Dacă există putere dumnezeiască, cu siguranță există și putere demonică. În cazul de față, este vorba de niște tineri care au nevoie de mila și de ajutorul lui Dumnezeu. S-au constatat multe vindecări în biserici, indiferent în ce parohie ar fi biserica aceea, prin rugăciune. Pacientul Dumitru Ștefan a fost diagnosticat cu demență de lob frontal. Este o boală foarte, foarte gravă, este o demență Alzheimer. Și este gravă pentru că acești pacienți diagnosticați cu demența de lob frontal pot să ajungă într-un timp foarte scurt la un comportament bizar, să devină foarte agresivi, prezintă anorexie, slăbesc pe zi ce trece, nu mai comunică cu nimeni, trăiesc în lumea lor. Și boala de obicei nu prea are leac. Hai, pa, Fanny.